Potrivit cu tema acestei lecții, vă îndemn să spunem, să repetăm cuvintele din Psalmul 106, versetul 48. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu lui Israel din veșnicie în veșnicie. Amin. Dragi tineri, adolescenți, dar subiectul acesta este și pentru părinți, pentru că ei sunt în familie și adesea părinții sunt chiar mai interesați decât ei. Vreau să ne reamintim de prima lecție, tinerețea, perioada cea mai scumpă a vieții. Și acum în lecția a doua, lumea din antichitate la postmodernism, în care să trecem în revistă, așa pe scurt, etapele istoriei, cum s-a ajuns la situația de astăzi, și să caracterizăm puțin această realitate în care trăim, nu în a îi pune noi eticheta, în a o citi doar, pentru că ea este reală. Istoria umană se poate împărți în mai multe etape, evident o împărțire subiectivă, pentru că ea este un tot unitar. Umanitatea a fost într-o continuă metamorfoză în cei aproximativ 6.000 de ani de când Dumnezeu a creat pe om pe acest pământ. Aceste etape s-au succedat, în primul rând, determinate de starea, de evoluția spirituală. Să știți că aceasta determină cursul istoriei mai presus de toate. De asemenea, istoria poate fi privită ca și o libertate pe care Dumnezeu a îngăduit-o oamenilor, libertate limitată, pentru că El are în vedere un curs final. Dumnezeu este din veșnicie în veșnicie. Apostolul Pavel, predicând în misiunea sa de apostol al neamurilor, a ajuns într-un loc, citim în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 14, în care le-a spus câteva cuvinte despre felul în care Dumnezeu a privit istoria și a lăsat libertatea oamenilor. Citim versetul 15. El, în veacurile trecute, a lăsat pe toate neamurile să umble pe căile lor. Asta nu înseamnă că a fost indiferent. Dimpotrivă, a fost binevoitor, scrie mai departe. Măcar că, drept vorbind, nu s-a lăsat fără mărturie, întrucât v-a făcut bine, v-a trimis ploi din cer și timpuri roditoare. V-a dat hrană din belșug și v-a umplut inimile de bucurie. Și tot Pavel predica la Atena, capitala culturală a vremii sale, citim din Fapte 17, de la versetul 26, El, adică Dumnezeu, a făcut ca toți oamenii, ieșiți dintr-unul singur, să locuiască pe toată fața pământului. Știți că a fost porunca lui de la început, omenirea să se răspândească pe pământ. Le-a așezat anumite vremi, a pus anumite hotare locuinții lor și vă spuneam că ceea ce determină istoria este starea spirituală. Ca ei să caute pe Dumnezeu și să se lească să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Și din nou vorbim de bunătatea lui, versetul 30, Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Dar rămâne stăpân și oamenii rămân responsabili pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Postmodernismul este etapa actuală, care are noi valențe, dar în fond sunt aceleași realități spirituale. Sunt aceleași surse. Dumnezeu este același, diavolul este același. Omul este încadrat în aceleași limite, dar tinerii sunt cei care au de-a face în prim plan cu lumea aceasta. Și așa cum spuneam de la început, noi părinții suntem datori să stăm alături de ei și toți, dacă vreți, dacă pricepem, să ne racordăm la Dumnezeu care e deasupra, care e înainte de toate și care e după toate. Oamenii privesc doar dintr-un trecut, vorbim despre filozofiile acestea, într-un trecut în care materia nevie a devenit materie vie, apoi evoluat, știți povestea asta oarbă.
Și oamenii își fac planuri, ce va fi și în ce măsură avem șanse să supraviețuim aici sau să evadăm undeva în altă parte a cosmosului. Însă Dumnezeul nostru, Cel care ne-a creat și ne ține și are un plan bun pentru noi, părinți și copii deopotrivă, vrea să vină în ajutorul nostru. Însă toate astea cu condiția că noi înțelegem lumea în care trăim. De aceea scria Ioan în epistola sa, 1 Ioan, capitolul 2. Și asta nu-i valabil numai pentru Antichitate, că Dumnezeu știa ce urmează. Nu degeaba scrie în profeți că Dumnezeu a vorbit despre toate imperiile care vor veni și despre final. Finalul este proiectat de Dumnezeu cu seri și dimineți. O jumătate de zi nu va fi în plus sau în minus. De aceea când citim aici despre lume, putem, fără să greșim sub nicio formă, să înțelegem că a fost vorba de fie de lumea antică, fie de lumea postmodernă. 1 Ioan, capitolul 2, citesc de la versetul 14. V-am scris părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început și va fi până la sfârșit. V-am scris tinerilor, fiindcă sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău. E același diavol de-a lungul istoriei. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lădroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trece. Dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în veac. Slăvit să fie Domnul! Haideți așadar să privim succint la aceste perioade și chiar vă rog să vă gândiți la tinerii care au trăit acum 5.000 de ani, 3.000 de ani, 100 de ani în urmă. Antichitatea este cea mai lungă perioadă a istoriei. Anul 4.000 înaintele noastre până în secolul 5-6 în era noastră. În această perioadă istoria s-a consumat în leagănul omenirii, zona Orientului Mijlociu. Dar treptat au apărut și alte centre, China, Asia, Europa. Dar fiindcă aici a fost leagănul, s-a impus spre sfârșitul acestei perioade antichității cultura greco-romană, cu influențe răsăritene. În această perioadă lungă, știți, oamenii trăiau cu sutele de ani. Ce a făcut Dumnezeu? Cum s-a raportat la lumea de atunci? Dumnezeu a avut în vedere, în mod deosebit, familii. Pe principiul binecuvântării părinților prin copii. Și noi citim din cartea Genesa despre patriarhi, despre urmașii lor pe care Dumnezeu i-a avut în vedere. Apoi Dumnezeu s-a ocupat în cea de-a doua jumătate a Antichității de poporul evreu, format, cum știți, din Avram, Isaac și Iacov. Dar și în cadrul acestui popor, la urma urmei, Dumnezeu s-a ocupat tot numai de familii și de indivizi. Că nu tot ce coboară din Israel a fost Israel. În afara acestor familii, acestui popor binecuvântat, în această perioadă lungă, în jur, ce a existat? Lumea politeistă. În mod deosebit, cei din Mesopotamia, leagănul umanității, sumerienii, au fost cei mai dedicați politeiști, cu accente celeste și demonologice. Adică au făcut din toate astrele zei. Dar adesea zeii lor erau foarte răi. Fiecare trebuia mulțumit într-un fel sau altul. Zei care se băteau între ei, așa cum cineva și-a imaginat într-o poezie cum a scăpat Avram din politeismul tatălui său, Terah. Și Scriptura ne spune în privința aceasta, în Psalmul 147, despre ceea ce s-a întâmplat, versetele 19 și 20, Dumnezeu descoperă lui Iacov cuvântul său, lui Israel legile și poruncile sale. El n-a lucrat așa cu toate neamurile. Ele nu cunosc poruncile lui. Și cât despre cei care le cunosc, se încheie Psalmul cu cuvintele, lăudați pe Domnul. Și noi, la rândul nostru, putem să-L lăudăm pentru că Dumnezeu ne-a tratat cu cunoștință, cu adevăr, față de miliarde de oameni de pe pământ, care nu-L cunosc. În ultimele secole ale Antichității, vorbim de primele secole ale erei noastre, creștinismul s-a extins, dar după cum în Vechiul Testament
poporul lui Dumnezeu a fost într-o luptă continuă între a rămâne credincioși în monoteismul sacru al Domnului Dumnezeu și politeismul imoral, în mod deosebit al cananiților și al grecilor. Aceștia au avut religii foarte imorale. La fel, în primele veacuri, creștinismul a avut de dat luptă cu cezarii romani, cu societatea de atunci, cu Roma, acolo unde dictonul era pâine și circ, să mâncăm și să bem că mâine vom muri. Și credincioșii au rezistat. Dar spre sfârșitul acestei perioade, lumea a înghițit în mare parte creștinismul. Știți, de îndată ce s-a unit cu statul, lucrurile s-au denaturat. Dacă au rezistat în persecuție, în libertate creștinii, începând cu începutul secolului IV, au scăzut în putere. Vreau să observăm ceea ce este scris în cartea Apocalipsa, capitolul 2, unde Dumnezeu, ca unul care cunoaște totul, a vorbit despre aceste vremuri. Nu mai citesc și din Vechiul Testament, știți istoria lui Israel, cum s-au dus după idolii popoarelor și au pierdut identitate. Pentru că asta a fost dintotdeauna o luptă între poporul lui Dumnezeu și lume. Așa trebuie văzută lumea, ca dușmanul poporului lui Dumnezeu, ca forma prin care diavolul vrea să ne cucerească, să ne înșele. Apocalipsa 2, citim de la versetul 2. Știu faptele tale, un început bun. Osteneala ta, răbdarea ta, că nu poți suferi pe cei răi și ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu, că n-ai obosit. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Declinul creștinismului. Adu-ți dar aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale de tâi. Altfel, voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Luarea sfeșnicului însemna pierderea statutului de popor al lui Dumnezeu, de biserică adevărat. Vreau să observăm a doua perioadă a istoriei, Evul Mediu. Secolul 6 până la începutul secolului 16. 1000 de ani, perioadă lungă. Perioada în care au avut loc acele invazii ale popoarelor din răsărit, s-au redesenat configurația entităților existente în Europa, centrul de greutate al istoriei, al creștinismului, se mută pe continentul nostru, dar nu este important că s-au format noi state și noi națiuni. Ceea ce trebuie să observăm noi e că în această perioadă religia a fost reprezentată, cum știți, de papalitate în prim plan și biserica, dacă putem numi așa, cel puțin etimologic vorbim de asta, și-a împărțit rolul între lupta politică și o educație precară a maselor de oameni. A fost însă o frână în fața proliferării păcatului. Însă, cum știți, luptele pentru putere, chiar cruciadele din această perioadă, au dovedit că și creștinismul nu era în voia lui Dumnezeu. Domnul Hristos nu și-a lăsat armată când a plecat. A lăsat numai misionari. Domnul Hristos n-a lăsat stăpânitori, a zis, ei sunt între cei din lume, între voi să nu fie așa. Între timp, Evul Mediu a dat și stăpânitori și armată. Drept dovadă că lucrurile din nou au denaturat. Vreau să vă citesc în continuare din Apocalipsa capitolul 2 și să observăm că și acestea au fost prezise de Dumnezeu. Capitolul 2 de la versetul 13. Știu unde locuiești, acolo unde este scaunul de domnie al satanei. Tu ții numele meu și n-ai lepădat credința mea nici chiar în zilele acelea când Antipa, martorul meu credincios, a fost ucis la voi acolo unde locuiește satana. Dar am ceva împotriva ta. Acuzații pentru biserică, pentru ceea ce este important de-a lungul istoriei, este starea spirituală. Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de potignire înaintea copilului Israel și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor.
și să se dedea la curvie. Și tot de aici citim, din capitolul 3, ca să observăm că Dumnezeu nu s-a lăsat fără mărturie nici atunci. Există puține date despre credincioșii din această perioadă, despre biserici din vremea aceea. Mai degrabă găsim date din ceea ce au lăsat în analele lor dușmanii credincioșilor. Însă ceea ce este scris aici și ceea ce găsim din istorie arată că Dumnezeu, așa cum spunea Domnul Hristos în Ioan 5, Tatăl lucrează și eu de asemenea lucrez. N-a fost vreo perioadă în istorie când Domnul să nu lucreze și Duhul Sfânt să nu fie activ. Scrie în capitolul 3, citesc de la versetul 1, partea finală, știu faptele tale că îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Doar numele era de biserică. Versetul 3, adu-ți aminte de cum ai primit și auzit, ține și pocăiește-te. Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Totuși, ai în Sardes câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Ei vor umbla înainte împreună cu mine, îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici. Observați cum istoria se repetă? Cum credea Ilie în vremea lui, a rămas singur. Și i-a spus Domnul, mai sunt încă 7.000, un număr binecuvântat. Așa a fost întotdeauna, Domnul și-a păstrat credincioși, numele lui să fie slăvit. Chiar dacă s-a împlinit ceea ce scrie în Apocalipsă, și încă urmează să mai împlinească multe în Apocalipsă, se vor împlini tot totul, citește și din capitolul 17. Pentru că deși este considerat în vremea noastră evul mediu religios, noi putem afirma că a fost în mare parte păcătos. Să ne gândim numai la războaiele care au fost atunci, la bolile pe care Dumnezeu le-a îngăduit. La un moment dat, ciuma în Europa a decimat un sfert din populație. Scrie aici în capitolul 17, versetul 1, unul din cei 7 îngeri care țineau cele 7 potiri a venit și a vorbit cu mine și mi-a zis, vino ca să-ți arăt judecata curvei cele mari care șade pe ape mari. Un amestec de religie, de politică, de imoralitate. Dar, cum spuneam, Dumnezeu nu s-a lăsat fără mărturie, numele Lui să fie binecuvântat. Vreau să mai observăm de aici un verset, versetul 17, care are de-a face nu doar cu trecutul, ci și cu viitorul, căci Dumnezeu le-a pus în inimă să-i aducă la îndeplinire planul Lui, să se învoiască pe deplin, să dea fiare stăpânirea lor împărătească, până se vor împlini cuvintele Lui Dumnezeu. N-a fost 1000 de ani pierduți, a fost 1000 de ani îngăduiți de Dumnezeu, care era la pupitrul cosmic, binecuvântat să-i fie numele. A urmat perioada modernă, de la renaștere, sau după părerea altora, de la inventarea tiparului, de la descoperirea Americii, de la înconjurul Pământului, până la al doilea război mondial. Aproape, sau am putea spune, chiar 500 de ani. În această perioadă au apărut schimbări, descoperirile geografice, științifice, au făcut ca omul să aibă o altă imagine. Evident, tot sub influența diavolului. Și ceea ce este specific acestei perioade este că a apărut o lume în care conceptul de Dumnezeu a devenit facultativ. Noile tehnologii, îmbinate cu umanismul și ateismul, au făcut din om singurul stăpân al materiei. Omul s-a crezut dintr-o dată puternic, a văzut până unde sunt limitele pământului, a văzut că poate să le străbată, că este în stare să creeze motoare și a crezut că e cineva. Dumnezeu a spus evreilor, citesc din Deuteronom capitolul 8, când vei intra în țară și când vei avea mai mult decât ai avut în robie sau decât ți-am pus la îndemână pe drumul pustiei. Citesc de la versetul 7, căci Domnul Dumnezeu tău se duce într-o țară bună, cu păraie de apă, cu izvoare, cu lacuri care țâșnesc din văi și din munți și este descrisă țara. Versetul 11, vezi să nu uiți de Domnul Dumnezeul tău. Asta a fost greșeala modernismului. Dumnezeu a îngăduit să fie descoperite acele lucruri. Versetul 17, vezi să nu zici în inima ta, tăria mea și puterea mâinii mele mi-au câștigat această bogăție. Știința a devenit idolul perioadei moderne. Iar evoluționismul din secolul XIX, teoria acelui progres istoric, iluminismul
anterior au condus toate la o revoltă împotriva Creatorului. De fapt, ce a vrut omul? Să se elibereze de sub controlul divin. Și ce a rezultat? O stăpânire demonică. Pentru că toate astea, în fond, nu sunt decât o luptă între Dumnezeu și cei credincioși, diavolul și toți aliații săi, în care lumea este în linia întâi, în front, împotriva noastră. Citim pentru asta în Efeseni, capitolul 2. Și spuneți-mi, vă rog, asta la care perioadă istorică se potrivește, că e la fel de valabilă, dar în mod deosebit în perioada modernă iese în evidență. Iluminismul, umanismul, conceptul fără Dumnezeu. Lumea a crezut că poate să se elibereze din chingile medievale ale religiei. Și omul și știința, zeița rațiunii, să domine. Așa a fost? Sau a căzut plasă în plasa diavolului? 2:1. Voi erați morți în greșelile și păcatele voastre, în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi toți odinioară. Când trăiam în poftele firii noastre pământești, făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre. Și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Însă știți ce este frumos privind în urmă în această perioadă? În perioada modernă, în acești 500 de ani, Dumnezeu a trezit spiritul misionar. Și s-au ridicat oameni din zonele unde îl cunoșteau pe Dumnezeu, care s-au folosit de descoperirile geografice, sau chiar au contribuit la aceste descoperiri, ne putem gândi la un David Livingstone în Africa, au folosit tehnologia, mă refer la tipar în prim plan, și s-au dus să vestească Evanghelia, că Dumnezeu prevăzuse misiunea aceasta. A spus Domnul Hristos, Matei 24:14, că Evanghelia trebuie să ajungă până la marginile pământului. Și când oamenii au crezut că sunt stăpâni, că au ajuns la margine, Domnul le-a spus unora, știți pentru ce vi s-au arătat marginile? Să le străbateți. Pentru ce au ajuns oamenii să-i cunoască pe cei din Africa, diferite triburi? Ca să le ducă Evanghelia. Și cum spunea Domnul Hristos, să facă ucenici din toate neamurile. A fost în zadar această perioadă? Nu. Cei credincioși au știut pentru ce au trăit în vremea aceea. În schimb, cei care au rămas în lume, sub influența diavolului, au crezut că acea perioadă este de aur, că s-au descoperit noi tehnologii și umanitatea a avansat. Iată, ne ajungi la postmodernism, perioada actuală. Dacă tiparul a fost steaua din zorii modernismului, imaginea televizată este steaua polară a postmodernismului. Postmodernismul, să știți că e greu de definit. Aproape imposibil de enunțat o asemenea definiție, pentru că în postmodernism se redefinesc toate. Totul este instabil, nici matematica nu mai este obiectivă, cu atât mai puțin regulile religioase. În postmodernism totul aparent se ia de la capăt. Totul este permis. De fapt, postmodernismul, recunosc cercetătorii, a apărut ca și o luptă, ca și o revoltă împotriva modernismului. Modernismul a crezut că ei au ajuns să construiască societate. Când colo s-a observat că descoperirea din fizică și din chimie a dus la bombe atomice și la război. Și războaiele mondiale au omorât mai mulți oameni decât ciumele și maladiile din lumea a treia. Umanitatea fără Dumnezeu a dus la imoralitate și asta a făcut să apară o nouă pagină de boli. Și oamenii au văzut că sunt într-un eșec. Acum au vrut să se elibereze nu din chingile medievale, pentru că asta au făcut modernitatea, din tot ceea ce a creat modernismul ca structuri, ca reguli. Și se vrea a intra într-o nouă eră în care granițele să rămână fictive, gândirea este împreună cu economia mondializată, totul este transcultural, dar culmea este că fericirea și bucuria întârzie să se arate. Nefericirea este la ea acasă și termenul uzual în vremea noastră este criză.
Vă dați seama cât am avansat din antichitate. Ne-am întors de-a roata. Și tot la eșec și la nefericire am ajuns. Am făcut o comparație citind despre un tribun roman care s-a sinucis, asta în urmă cu 2000 de ani, pentru că rămânsese la o avere de sub 100.000 de dolari, reevaluată în banii noștri. Pentru că nu mai putea să ofere colegilor săi niciun ospăț imperial. În vremea noastră citeam despre o femeie din societatea apuseană, de la Paris, care atât era de bogată încât numai cu ocazia unui eveniment a primit cadou o insulă cu tot ce era pe ea, fiind proprietara a miliarde, și s-a sinucis. Acum, culmea este că cel din antichitate s-a sinucis că n-are bani destui. Cel din postmodernism se sinucide nu că n-are bani destui, n-a găsit nici el încă sensul vieții, pentru că sensul vieții este la Dumnezeu. Societățile acestea s-au perindat, dar una după cealaltă, tot la nefericire au ajuns. Pentru că iată ce scrie în 2 Timotei, capitolul 3. Citesc de la versetul 1. Să știți că în vremurile în urmă vor fi vremuri grele. Observați că Biblia anunță postmodernism. Vremurile din urmă. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavi, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați. Observați ce caracterizare sinistră a unei lumi fără Dumnezeu și fără fericire. Doamne, ajută-ne să vedem drumul de eliberare și tinerii noștri să nu rătăcească în hățișurile acestei lumi, să nu intre mlaștina realității din jurul nostru și să le arate Domnul pietrele siguranței sfinte pe care vor putea păși înainte. Doamne, ajută-i, amin. Vreau să observăm acum în câteva caracteristici ale postmodernismului realitatea din jurul nostru. În primul rând, vreau să observăm că postmodernismul, prin teoriile lui, prin cultură, prin tot ceea ce conține, prin imaginea televizată care v-am spus este frontispiciul, este norma postmodernismului, toate acestea au dus și duc, pentru că să nu uităm că noi românii nu ne aflăm în linia întâi, valul vine din apus. Poate vor spune unii din cei mai în vârstă, frate, asta nu-i drept, asta nu se întâmplă la noi, se întâmplă în mintea celor tineri, nu se întâmplă acum, se întâmplă peste 5 ani. Sunt realități dureroase. Postmodernismul pune la îndoială tot ce a fost declarat axiomatic sau valoare până acum. În postmodernism nu mai este destul un argument ca să postulezi, să afirmi un adevăr. E destul un singur contraargument ca să nergi orice. De unde ideile astea? De unde ideea asta că se pune totul la îndoială? Asta înseamnă postmodernism. Topirea tuturor solidelor. Și scrie în Biblie, nu mare valoare curge, dacă nici teoremele din matematică, mă refer la unele, sau din fizică, nu mai sunt considerate valide. Postmodernismul consideră că nimeni nu deține secretul eticii și moralei. E moral ce îmi place mie. Nimeni nu deține secretele frumosului. Observați arta în postmodernism cum arată. Că nu știi de unde începe și unde se termină. Observați în îmbrăcămintea tinerilor, de exemplu. Celor bătrâni când văd pe un tânăr din ăsta cu pantalonii săracul, cur pe el și rup, zice, sărman, nu are nici curea la pantaloni, și pantaloni vechi, zice că e din Gabon. Dar asta înseamnă postmodernism, totul se anulează. Totul trebuie redefinit, numai problema este că nu ajunge să fie redefinit. Până una altă se anulează definiția, alta e în curs de formare, totul e tranziență. Ce realitate crudă. Sintagma acum este dubito ergo cogito, mă îndoiesc, deci gândesc. Dar ce gândești? Până una altă mă îndoiesc. Nu-i chiar așa. Dar problema nu este că s-ar redefini teoremele în matematică. Nu asta ne frământă pe noi, nu asta este important. Problema este că lupta aceasta a diavolului în vremea noastră
este dat împotriva adevărurilor sfinte. Și nu-i nimic greu de înțeles. Vă citesc din Genesa 3. Este acel oare demonic de la început. Nimic mai mult. S-a prezentat diavolul la Eva și scrie aici de la versetul 1 că i-a zis femeii, oare a zis Dumnezeu cu adevărat? Asta este definirea postmodernismului. Oare chiar așa este? Și îi spune mama și tata ceva tânărului sau tineri și îi spune, nu e așa mama, cum zici tu. Aia a fost. Oare chiar așa să fie? Îndoielile din minte sunt aceste unde demonice. Femeia a fost stabilă inițial și a zis, putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină, dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis să nu mâncați din el, nici să nu vă atinți de el ca să nu muriți. Adică până atunci tot era clar, se știa, asta e bine, asta nu e bine. Șarpele a zis femeii, hotărât că nu veți muri. Și vine cu promisiunea, dar Dumnezeu știe că de aici pot să decurgă mari lucruri. Dragii mei, noastră știți că traducerile postmoderne, în mod deosebit, parte din ele și în finalul modernismului, au modificat Biblia foarte mult? De exemplu, ultimele versiuni englezești au până la 1000 de versete modificate. Vom vorbi în lecțiile viitoare, numai unul vă dau ca exemplu. Știți, în Biblia noastră spune, Luca 9:23, Domnul a zis, dacă vrea cineva să vină după mine, să-și ia crucea în fiecare zi să mă urmeze. Știți cum spune în traducerile noi? Dacă vrea cineva să vină după mine, să vină după mine, fără cruce. Dacă vrea cineva, să vină după mine să mă urmeze. O variantă simplă. Pentru că s-a pus la îndoială cum chiar trebuie să ne mai luăm cruce. Și sunt multe alte versete. E ceva ce nu te-ai fi gândit mai demult la una ca aceasta. Acesta este postmodernismul. Oare pus peste toate. În al doilea rând, o altă caracteristică. Aceste influențe manifestate de-a lungul istoriei au dus la anularea, la pierderea relației omului cu Dumnezeu. Și vă rog să observați că de aceea le-am pus la rând. În antichitate, bătălia a fost între un Dumnezeu nevăzut și o mulțime de idoli văzuți. Toate zeitățile. În Evul Mediu, a fost o luptă acerbă în primele secole ale Evului Mediu, în a intra icoanele în mediul creștin. Au dispărut idolii și le-au luat locul icoanele. Sfântul cutare, cutare și divinitatea. În modernism, bătălia a fost împotriva religiei, să scăpăm de asta. Și aparent au dispărut și idolii și icoanele. Și ce s-a pus în loc? Zeița rațiunii, omul și știința. Omul iese în față, ca și ultima progenitură a evoluției. Și postmodernismul, ce poate să aducă? Dacă de Dumnezeu au scăpat, a rămas omul, da, om. Acum, în ultima etapă, omul vrea să pozeze drept Dumnezeu. Pentru că aici a fost scopul diavolului. Să știți că în final, diavolul are el un scop ca oamenii să-i se închine lui. Dar nu este altceva, dragii mei, decât acea minciună din Genesa 3:5, în care diavolul a spus femei, citesc, dar Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din el, adică atunci când veți lua cunoștință de aceste teorii ale postmodernismului, actualizez eu textul, veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Omul va deveni simbolul închinării private. Eu așa cred. Și iată, fiecare are crezul lui, când i-a fost spus oare, și apoi este spus divinitatea, omul. Teoriile actuale merg pe ideea aceasta, să nu-i spui omului că este păcătos, să nu-i aduci cumva vreo jignire, pentru că omul a ajuns să fie divinizat, pentru că s-a pierdut relația cu Dumnezeu cel adevărat. Era vremea comunistă în Rusia, am citit despre o situație în care un activist de partid, știți cum erau, a ținut o prelegere ateistă la niște țărani și unul din ei mai îndrăzneți îi spune, tovarășu, cum era atunci, dacă noi o să facem cum zici și la biserică nu ne mai ducem, rugăciuni nu mai spunem,
O singură întrebare am. Spune-ne, o să fim fericiți? Că noi, așa cum știm să ne uităm la cer și la soare și să-i mulțumim la Dumnezeu și ne închinăm, noi suntem fericiți și dormim bine. Vezi ce faci, să nu ne furi fericirea aceasta. Dar tocmai aici este marea problemă. Că omul a ajuns Dumnezeu, nu este în stare să-și rezolve problemele. Vedeți câtă lume este în depresie? Și știți ce soluție au psihologii? Caută eliberarea în tine însuți. Tu trebuie să birui. Pe când noi venim cu totul o altă soluție, vină la Domnul așa cum ești. Să te scape, să-ți dea bucuria mântuirii, să te eliberezi. Iată unde duce postmodernismul. Încercând să pună omul în această situație neputincioasă, dar revendicată de a fi el divinitatea. Și un ultim aspect, ultima caracteristică, feminismul. Nu mă înțelea greșit femeile, că nu împotriva lor se îndreaptă mișcarea asta, împotriva familiei, împotriva creatorului. Feminismul este aliatul de bază a postmodernismului și împreună cu revoluția sexuală a dus familia și copiii pe coordonate aparent redefinite, dar nedefinite. Relațiile sociale sunt modificate, familia este dezintegrată, culminând cu manipulări genetice, pentru că toate astea vreau să-L scoată pe Dumnezeu din ecuație, bărbatul și femeia să fie deplasați, mutați de la locul lor și în loc ce să fie? Lipsă de relații sănătoase, naturale și normale. Îmi povestea un frate plecat de aici, în America. A spus, frate, fata mea a intrat într-o relație, dacă îi pot spune așa, cu un bărbat de vârsta mea, ca tata ei. S-a întâlnit cu acel om și i-a zis, omule, nu-i normal. Știți ce a răspuns americanul? Ești în urmă cu 100 de ani. Deci tu n-ai trecut în postmodernism, acum e normal. Acum pare normal copilul să se nască neprobetă, să-l crească o mamă și apoi să-l alăpteze o mamă, apoi să fie adoptat de niște homosexuali și în final să se spânzure. Sau ce mai rămâne? Pentru că nu vede sens în viață. Oamenii se tem, unii vor duce manipulările astea nu doar genetice, ci de desacralizare a umanității, acestei realități binecuvântate. Doamne, îndură-te de tinerii noștri. Am întâlnit între tinerii vremii noastre fată care nu s-a căsătorit și a zis, dacă tot nu m-a luat un bărbat, mă duc și încerc o însămânțare în vitro, vreau să am un copil. Vedeți, influențe. Ca să nu mai spunem de altele, oricum lecțiile viitoare, dacă Domnul ne va îngădui, vor trata crizele. Următoarea lecție cu ajutorul Domnului va fi tocmai dezintegrarea familiei. Asta este criza care o suportă cel mai greu tinerii. Apoi vor fi altele, a relativismului religios și altele la rând. Vreau să încheiem arătând că odată cu expulzarea din Eden și viața în absența părtășiei divine, omul a fost influențat în permanență de diverse forme de gândire. Totul s-a schimbat. Dar toate astea sunt caracterizate de păcat și de nefericire. Și pentru asta vă citesc din Roman, capitolul 1. Să vedeți cât de clar ne vorbește Biblia. Asta a fost urmarea abandonării lui Dumnezeu de la început. 1 cu versetul 21, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu. Cum nu i-a spus Adam la urmașii lui de Dumnezeu? Dar diavolul care a pus la îndoială ce a spus Dumnezeu la început, a pus la îndoială ce a spus Adam mai apoi și așa mai departe. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nu i-au mulțumit, s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. Versetul 23, au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană. Și m-am spus că s-a întâmplat în diferite etape istorice. Deci 24. Dumnezeu a lăsat pradă necurăție să-și urmeze poftele inimii lor, așa că își necinste singur trupurile. Observați, imoralitatea, stricăciunea de astăzi. Nu doar bolile, tatuajele, stările psihice, interioare, care marchează societatea. Și scrie aici, în versetul 28, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor. Lumea ruptă de Dumnezeu. Ce s-a întâmplat cu ea? Dumnezeu i-a lăsat. Au ajuns să facă lucruri neîngăduite și au ajuns plin de nelegiuire, curvie, viclenie, lăcomie, răutate. Asta este lumea. Fără Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să ne întoarcem la Tine.
Citeam undeva, nu știu dacă e real, dar în fond este real, că în vremea Renașterii cineva a vrut să picteze un tablou cu Domnul Hristos și ucenicii și a văzut un tânăr cu o inocență deosebită, cu o față frumoasă și asta e bun de pictat pentru Mesia Hristosul. A mai revenit asupra picturii și nu-și găsea chipul pentru Iuda. Și până la urmă a văzut un om bețiv, un ratat și i-a dat niște bani să-l lase să-l picteze, ca în urmă să afle că era exact aceeași persoană. Repet, nu știu dacă a fost real, dar în fond este real că oamenii au fost creați după chipul lui Dumnezeu. Și fiecare poate fi un Iisus. Și asta ne dorim pentru tinerii noștri. Să realizeze Dumnezeu în echipul său prin naștere din nou. Dar acești tineri ai noștri, dacă vor fi lăsați și dacă vor fi corupți de lumea asta, vor ajunge exact cum scrie aici. Schimonosiți, stricați, pierzându-și frumoasa imagine divină. Frașilor, spun în final, așa cum a zis David în Valea Terebinților, nimeni nu trebuie să-și piardă nădejde. Dumnezeu nostru controlează istoria și în vremea asta. Există soluții de ieșire din criză și în situațiile acestea. Fie el postmodernist sau după părerea unora, ei cred că am intrat deja în post-postmodernism. Poate să mai vină și altceva. Dumnezeu are putere să ne salveze. De aceea vă citesc în final din cuvintele Domnului Hristos, Evanghelia după Ioan, capitolul 17, unde El vorbește foarte clar despre Dumnezeu care are oameni pe care vrea să-i salveze și lumea prin diavolul care vrea să ne înghită. Citesc Ioan 17 de la versetul 8. Căci le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat tu. Ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la tine am venit și au crezut că tu m-ai trimis. Pentru ei mă rog, nu mă rog pentru lume, ci pentru aceia pe care mi-ai dat tu, pentru că sunt ai tăi. Atâta putem să facem pentru voi, tinerilor. Și ca părinți și ca slujitori ne simțim responsabili. Să vă arătăm adevărul din cuvântul lui Dumnezeu și să ne rugăm pentru voi. Și cum s-a citit și predicat și dimineață din 2 Timotei, capitolul 3, de la versetul 15, dacă voi veți cunoaște Scriptura, veți identifica realitățile acestei lumi, nu vă vor înșela imaginile, și veți deveni oamenii al lui Dumnezeu desăvârșiți și destoinici. Am citit despre tinerii indieni care la maturitate, undeva în zona de vest a continentului nord-american, li se cerea să urce pe un munte ca să-și dovedească bărbăția și maturitatea. Și știți cum sunt stratificate pădurile? Cei care au mai îndrăzneți erau urși și alte vietăți, poate stânci, greu accesibile, urcau mai sus și fiecare își aducea o ramură din locul unde a ajuns. Și se lăudau băieții în vatra tribului, uite, eu am fost mai sus, eu am adus doar o ramură de foioase, am adus o ramură de conifere. Și se întoarce într-o zi în tribul unul care vine cu mâinile goale. Și îl întreabă, păi, dar tu n-ai îndrăznit nici măcar să intri în pădure? Nu te putem declara matur. Și le-a zis, am trecut până în zona unde stâncii erau golașe. Am o veste pentru voi. Se vede ceva în depărtare. E marea. Asta este problema tinerilor în vremea noastră. În antichitate, săracii au ajuns la foioase. În perioada modernă s-au lăudat că sunt deja la conifere, undeva mai sus, nu? Mai târziu, noi acum suntem în domeniul stâncii. Noi, numai statuia ne lipsește, acum o cioplim. Dar credincioșii urcă mai sus și ei văd marea de sticlă din fața tronului Dumnezeu. Dragi tineri, acolo vrea Domnul să vă duc. Dar numai dacă veți birui să treceți prin acest hățiș al lumii, dacă veți vedea unde este diavolul care vrea să vă dezorienteze, ce metode, ce manipulări, fie ele de factură filozofică, religioasă sau tehnologică, va aduce diavolul. Dar trist este atunci când în biserică, în loc să ai o Biblie, această carte transcendentă, acest adevăr unic și binecuvântat, și pierzi vremea pe mobil, gândind că ai descoperit ceva, nu? Dragul meu, vezi că ai intrat pe drumul înfundat. Ieși de acolo la lumina Evangheliei și la Dumnezeu nostru binecuvântat care ne cheamă. Amin.